Vânzările de rechizite școlare au crescut de 5, chiar 6 ori față de perioada obișnuită. Caiete, cărți, pixuri, creioane, ghiozdane, carioci, acuarele și multe alte articole au completat și vor completa în continuare echipamentul elevilor. Părinții au vrut să satisfacă toate cererile copiilor, așadar au cumpărat doar rechizite în pas cu moda, indiferent de prețurile ușor piperate. Comercianții susțin că, încă din luna august, școlarii au început să se pregătească, dar asta nu înseamnă că luna septembrie nu va fi una profitabilă. Până la sfârșitul lunii, vânzările la produsele școlare se anunță considerabile. Chiar dacă unii s-au mobilizat din timp și au pregătit ghiozdanele cu toate rechizitele necesare, mai sunt și excepții. Și în această dimineață, elevii au făcut opriri în librării pentru a mai achiziționa unele produse. Rechizitele, ghiozdanele și caietele au mers foarte bine în general. Și cine a venit la cumpărături? Cine au venit, elevii sau părinții? Părinții. Mai mult părinții însoțiți de copii. Bineînțeles, de elevi. Sunt mulțumiți de prețuri. Ce părere aveți? Cam ce prețuri au fost? Au mai crescut față de anii precedenți? Sunt la fel? Noi am încercat să menținem cam aceleași prețuri, în ciuda a ceea ce se întâmplă acum, în ciuda crizei, dar noi am încercat să ne menținem așa cât să fie prețuri acceptabile pentru toate. Și avem prețuri și pentru toate buzunarele, cum ar veni. S-au pregătit așa cum trebuie, ce credeți, părinții și elevii pentru acest an? Sau mai sunt lucruri de cumpărat? Nu? Probabil pe parcurs oricum o să mai fie. Deci, în general, listele se dau în mare parte, cel puțin pentru că mine, după 15 septembrie, deci de astăzi începând o să fie iar. Dar în mare. Așa, amploarea clienților, cam de când a început? De când au început să se pregătească? Cam de la 1 septembrie, așa. Și din august, dar puțin. Câte puțin, așa am avut chiar lumea să pregătim mai din timp. Câte puțin. Și astăzi ați avut mulți clienți? Da, am avut de dimineață și așteptăm acum să iasă. Acum sunt festivitățile. După festivități avem program. Noi așteptăm să fie librăria plină. Așadar, toată luna septembrie va fi una profitabilă, având în vedere faptul că elevii s-au întors pe băncile școlii.